Doar câteva zile au mai rămas până la campionatele europene de tenis de masă pentru juniori și cadeți. Pentru a fi în cea mai bună formă pentru această competiție de înalt nivel, fetele lui Petre Arnăutu vor lua parte la două stagii de pregătire în orașele Buzău și Bistrița. Cantonamentul se va desfășura cu antrenamente duble, sigur după un program stabilit dinainte, după noi 2-2-1, deci va fi sistemul de pregătire, cu parteneri de joc aduși din toată țara și, bineînțeles, colegele și colegii de la loturile de juniori și junioare. Diana Lupu și Adina Diaconu au reușit în fiecare an să revină de la europene în orașul natal cu medalii cât mai strălucitoare. Și în acest an avem de apărat, știu eu, un loc onorabil, să zicem, titlul de campion european. Eu cred că și în acest an Adina va câștiga o medalie de aur. Cele două tenismene, împreună cu antrenorul emerit Petre Arnăutu, vor face deplasarea la Bratislava pe data de 9 iulie.